Povestea se petrece în Laponia finlandeză. Totul începe cu 24 de zile înainte de Crăciun. Compania americană Sub-Zero Inc. face foraje în vârful dealului Corvanturii. Un maestru îngrijorat, domnul Green, sosește la biroul directorului, domnul Riley. Green îi spune acestuia că la o adâncime de 400 de metri au găsit rumeguși între rocă și argilă. La început, Green a crezut că muncitorii au forat lemn vechi în munte, dar se pare că stratul de rumeguși are o grosime de aproape 20 de metri. Acesta este un fenomen extrem de neobișnuit, dar uimitor Riley găsește o explicație. În trecut, oamenii obișnuiau să depoziteze gheață, învelind-o rumeguși. Acest lucru înseamnă că muntele este un frigider gigantic, în care ceva misterios este depozitat într-un bloc de gheață. Riley știe ce se află înăuntru și cere ca forajul să continue. El îi dă lui Green un memoriu de siguranță, care, printre altele, îl instruiește să se spele după urechi. Maestrul crede că este o glumă, dar Riley pare serios și chiar agresivă. Lângă birou, doi băieți din zonă, Pietare și Giuso, se ascund printre lăzi. Băieții sunt curioși să urmărească operațiunile de foraj, dar le este strict interzis să vină aici. Între timp, muncitorii continuă să foreze și găsesc un bloc de gheață sub drăguși. dă blocul de gheață lui Riley care se uită la el cu încântare. Superintendentul se urcă apoi pe platformă și anunță solemn pe muncitor că visul său din copilărie este pe cale să se împlinească. Corvatul în Sopa este cea mai mare movilă din lume, pe care locuitorii din Laponia au construit de secole. Acum, muncitorii au la dispoziție 24 de zile pentru a deschide movila. Riley le permite să folosească dinamită pentru a face acest lucru. Juice o înțelege ceva engleză și traduce lui Pietari că movila este pe cale să fie aruncată în aer. După aceea, băieții coboară rapid pe munte și fără zona interzisă printr-o gaură în gard făcută de ei. Pietarii, cel mai tânăr dintre băieți, crede că Moș Crăciun este îngropat în interiorul muntelui, dar băiatul lui nu vine să creadă că Moș Crăciun a dispărut pentru că el vine în fiecare an. Juzorul de, de prietenul său și spune că Moș Crăciun nu există și că de Crăciun toți copiii sunt întâmpinați de un localnic pe nume Piparien. În acel moment are loc o explozie pe vârful muntelui, iar copiii privesc totul. Seara, Pietari găsește în casă mai multe cărți despre Moș Crăciun și începe să le citească. Ilustrațiile îl înfățișează pe moșcrăciun, Crăciun ca pe o creatură rea cu coarne și cu un teag în mână. Cărțile spun că Moș Crăciun umblă de prin zăpadă, îi bate pe copii obraznici și fierbe într-un cazană. Timpul zboară și Crăciunul este la o zi distanță. Dimineața, tatălui Pietari, pe nume Rauno, ascute țăruși de lemn și înfige în pământ în interiorul unei grob destul de dânci. Apoi acoperă gaura cu crengi de bra și zăpadă și atârnă momeala deasupra. Rezultatul este o capcană pentru lupi lângă grădina sa. Rauno se apropie de casă și strigă lui Pietari că este timpul să se trezească camera băiatului este plină de cărți despre moș Crăciun. El însuși a stat treaz toată noaptea, stând lângă fereastră, temându-se să nu adoarmă, dar dimineața a zipit. Pietarii lipește ultima fereastră a calendarului de advent pentru a nu-l deschide. Copilul lui este frică de Crăciun. Uitându-se pe fereastră, băiatul observă urme de picioare de sculțe pe acoperișul verandei. Pietari este speriat și vrea să vorbească cu tatăl său. În acel moment, Rauno lucrează în abatorul său și băiatul lui este frică să intre înăuntru. În cele din urmă, închide ochii și intră pentru a-și vedea tatăl. Pietari Pietari îl întreabă dacă Raun a mers pe acoperiș. El nu a făcut nimic de genul acesta. Îi cere lui Pietari să aibă mai puține fantezii și îl trimite acasă să se îmbrace, pentru că în curând vor merge la animale. Copilul își dă seama că moșcăciun este cel care merge pe acoperiș și îl privește. În curând, familia pleacă să se întâlnească cu ceilalți pastori de reni. Raun îi dă pentru prima dată fiului să o pușcă încărcată și se apropie de gardă. Giuse este și el acolo. Pietari îl informează pe prietenul său că Moș trece noaptea pe sufereastra lui, dar Giuse râde de el. Un crescător de ren pe nume Piparien spune că explozile exploziile de pe munte ar fi putut speria lupii, așa că trebuie să fie atenți când aduc Reni. În acel moment, Reni încep să se apropie de gardă. Oamenii se pregătesc să vâneze pentru că trebuie să livreze carnea pentru a fi vândută și a câștiga banii. Dar în afară de cei doi tineri cerbi, nu se mai văd alții. Rauno își dă seama că s-a întâmplat ceva cu turma, așa că el, Piparien, Giuzo și Pietari se urcă pe snowmobilele lor și pleacă în căutarea renilor. Lângă gardul muntelui, compania găsește turma, care nu se știe din ce motiv, a dispărut. Un bărbat pe nume Aimo, de asemenea crescător de ren și tatălui Giuso, îi așteaptă la gardă. El a descoperit gaură din gard pe care Pietarii și Giuzo au făcut-o pentru a urca pe pe munte. Bărbații suspectează că lupii deosebit de periculoși au ieșit din spatele gardului și au exterminat căprioarele. Crescătorii de ren numără cadavrele și își dau seama că au pierdut 85.000 de exemplare. Este o sumă uriașă, iar acum crescătorii de ren ar putea da faliment. Pietare examinează unul dintre reni și observă o urmă de picior gol sub elă. Băiatul își dă seama că Moș Crăciun a fost cel care a distrus turma. Rauno și prietenii săi furioși decid să intre în zona împrejmuită și să negocieze cu reprezentanții companiei de forajă. Seara, oamenii ajung în vârful muntelui și dau buzna în biroul înarmat, dar nu este nimeni acolo. Evident, oamenii au părăsit locul în grabă. Pietarii găsește pe perete o diagramă a locului de înmormântare din interiorul muntelui și își dau seama că muncitorii l-au găsit pe Moș Crăciun. Ceilalți se adună în jurul gropii uriașe și sună dumeriți de ce s-a lucrat aici. Rauno aruncă o rachetă de semnalizare pe fundul gropii, dar nu pot vedea nimic. Frustrat, Rauno decide să prăjească carne pentru masa de Crăciun, iar pietarii sigilează ultima fereastră calendarului de advent cu un capsatoră. Giuzo, care stă acasă, nu înțelege perplexitatea prietenului său. Pietarii își pune uniformă de hockey pentru a fi mai bine protejat de maleficul Moș Crăciun și arată lui Juzo desenele din carte. Acestea îl arată pe Moș Crăciun în adevărata formă diabolică. Pietarii arată apoi diagrama pe care au furat-o din biroul de la munte. Din cărți, băiatul află că odată, locuitorii din Laponia s-au săturat de teribilul Moș Crăciun și au decis să-l elimine. L-au ademenit pe ticălos, pe gheața care s-a spart sub elă. Când lacul a înghețat complet, moșcăciunul a fost prins în gheață. Apoi, locuitorii au scos această bucată uriașă de gheață și l-au îngropat sub o grămadă uriașă de pietre. Juzo râde de această poveste, dar Pietariș de dă seama de pericol și vrea să-i spună tatălui său că i-au făcut gaură în gardă. Giuza se opune categoric acestui lucru pentru că părinții îl vor pedepsi. Urând se întoarce acasă și Pietariș coboară în bucătăria tatălui său. Raunul îi dă fiului său turtă dulce și lapte pentru cină și aprinde lumânările, dar bărbatul nu este o dispoziție bună! Pietari spune că turta dulce și delicioasă, la fel ca cea a mamei sale. Pietari îl întreabă dacă a fost un băiat ascultător și dacă tatăl său ar fi supărat dacă ar dispărea. Drept răspuns, Raun îl trimite la culcare. În cele din urmă, îi urează fiului său un Crăciun fericit și șterge pe la lacrimile provocate de amintiri și de problemele curente. În acea noapte, Pietari nu poate dormi. Se așează lângă fereastră și a un set de chei. Dacă băiatul la doarme, cheile vor cădea și vor face un zgomot pe jos. Acel sunet îl va trezi pe Pietari. Cheile cad și băiatul la doarme. Cu puțin timp până Înainte, ceva s-a întâmplat în munte. Maestrul Green, alarmat, l-a anunțat prin radio pe director și a cerut să fie trimis urgent un elicopter pentru evacuare. Marfa scoasă din munte s-a dovedit a fi o creatură vie și a îngrozit pe toți muncitorii. În timp ce aceștia vorbeau, cineva a apărut pe munte și a luat pe toți muncitorii. Curând, Green a văzut cu groază o creatură desculță în fața lui. Se apropie Crăciunul. Rauno scoate carne arsă din cuptor și o pune la loc cu frustrare. Apoi încearcă să încălzească șemineul, dar se aude o pognitură și un nor de funingine îi în față. Pietarii se trezește auzinții țipetele tatălui său și alergă în ajutorul acestuia. Rauno, speriat, în arma cu un scaun, se uită în coșul de fumă. Se pare că pietarii a întins acolo capcanul lui Rauno crede că este o glumă proastă și vrea să-și pedepsească fiul. Dar pietarii iese afară și se spere de ceea ce vede. Nu există nicio momeală deasupra capcanei pentru lupi. La strigătele băiatului, Rauno aleargă alergă înăuntru și se apropie încet de capcană. Uitându-se în gaură, găsește mai întâi niște pene de pasăre, dar puțin mai jos găsește un om. Bărbatul sare în sus și îl trage pe pietare curios de acolo. Raun încearcă să pretindă că totul este normal și nu-i permite fiului său să se uite în gaură. Familia se întoarce acasă. Pietari amicul dejun și cere să se întoarcă în capcană, dar Rauno îi spune să se calmeze. Curând sosește piparien, îmbrăcat ca moș Crăciun, pentru a iura băiatului Crăciun fericit. Dar Rauno le interceptează pe prietenul său pe stradă și cere ajutorul. Pietarii de pe adulți vorbind și decide să-i urmeze. Bărbații își aduc încărcătura la abator și o așează pe masă. Se dovedește a fi un bătrân decrepit și bărbos. În buzunarul ainei sale se află un pașaport american pe numele lui Ryan Green, maestrul de munte. Rauno nu știe ce să facă. Pe de o parte, bătrânul a greșit că a intrat în curtea lui, dar pe de altă parte, este ilegal să construiești grob de lupi. După ce se gândesc bine, bărbații deci să scape de bătrân și să-și acopere urmele. Între timp, pietarii, lăsa nesupravegheat, aleargă la capcană pentru lup și sarenia. Pe fundul gropii, găsește un sac cu o păpușă înfricoșătoare înăuntru. Rauno și Piparien își ascult cuțitele în abator și se apucă de treabă. Dar atunci bătrânul începe să se miște. Se dovedește că este în viață. Bătrânul începe să-și miște activ nările, ca și cum ar mirosi ceva. În acel moment, pietarii se apropie de fereastra strabatorului și observă ce se întâmplă înăuntru. Rauno și observă fiul și aleargă în stradă pentru a-l și l duce înăuntru, dar băiatul fuge repede în direcția autostrăzii. Rauno se urcă în mașină și îl urmărește pe Pietari. La înălțimea autostrăzii, bărbatul vede mașina șerifului și își vede fiul urcând în ea. Rauno înjură și pornește în goană după poliție. Șeriful se oprește la casa lui Aimo. Aici toată lumea coboară din mașină și șeriful raportează că toată ziua de azi s-au întâmplat lucruri ciudate. Rauno, cu capul plecat, spune că el și petarii sunt bine. Chiar atunci, ai iese din casă și conduce pe toți cei prezenți în ambarul său. Câteva sute de saci de cartofi au fost furați. Dintr-un motiv oarecare, cartofii au fost goliți. Șeriful se uită uimit în jurul ambarului și informează că în această seară au fost furate sobe din aproape toate casele. Oții nu au avut nicio reținere în a sparge pereții pentru a intra în case. De asemenea, a fost furat și uscătorul de păr al soției lui Aimo. Rauno crede că pe această notă optimistă, el și fiul său ar trebui să plece, dar pietarii nu-l ascultă și se duce în camera lui Giuso. Crezând că prietenul său încă doarme, băiatul se duce în patul său și descoperă sub pătură aceeași păpușă înfricoșătoare ca cea din groapă. Pietarii o apucă, aleargă afară și informează pe oameni că Giuso a fost răpit. Șeriful crede că Giuso a plecat să se întâlnească cu o fată și că se va întoarce curând. Nici ceilalți bărbați nu au timp să-și facă griji pentru adolescent. Șeriful pleacă, iar Rauno îi cere lui Aimo să meargă la bător și să vorbească în engleză cum musafirul s fi un invitat. Între timp, Piparien stă cu ochii pe bătrân, ronțăind o turtă dulce de Crăciun. Bătrânul adulmecă din nou, ca și cum ar mirosi ceva. Piparien îl tachinează, și bătrânul începe să scoată sunete ciudate. Când bărbatul se apropie, bătrânul sare violent pe el. Rauno, Pietare și Aimo ajung la bătoră. Piparien, înspăimântat întâmpină în pragă, își pune o batistă peste urechea mușcată. El crede că este mai bine să nu între de deloc în abator pentru că intrusul nu se comportă ca o ființă umană. Cu toate acestea, prietenii se nu-l ascultă și fug oricum înăuntru. Bătrânul gol stă într-un colț și arată amenințătoare. Prietenii atribuie ciudățenia musafirului la faptul că este străină. Aimo și îndreaptă pușca spre el, se apropie și la început îi pune întrebări neutre. El rămâne tăcut și nici măcar nu se uită la Aimo. Rauno decide să-l ajute pe prietenul său și îl înțeapă pe bătrân cu dar acesta tot nu reacționează. Acasă, pietarii sună pe părinții tuturor prietenilor săi. Se pare că niciunul dintre copii nu a fost acasă toată ziua. Băiatul încearcă să nu se alarmeze, dar dispariția copiilor din sat îl ține ocupat. Aimo crede că aspetele se preface doar că este surd pentru a fi compătimit și lăsa să plece, dar bărbații intenționează să-l țină static pe oaspete până când compania americană va plăti o răscumpărare pentru el. Apoi se aude o bătaie în ușă. Este Pietari care vrea să vorbească cu tatăl său. Simți mirosul băiatului, bătrânul se întoarce spre ușă. Rauno alergă spre pragă. Pietari poartă o crenguță și cere tatălui său să-l pleznească pentru că este un copil rău, mai ales că el și Juzo au făcut o gaură în gardul de lângă nefericitul munte. Rauno nu înțelege nimic, așa că Pietari încearcă să explice că Moș Crăciun i-a luat pe toți copiii pentru că au fost obraznici. Conversația lor este întreruptă de Piparien, care cere lui Rauno să se întoarcă la batoră. Se pare că bătrânul prost amestecă mătura. Toată lumea se întoarce de la el cu groază. Curiosul Pietar intră în cameră. Văzându-l, bătrânul se ridică în picioare. Rauno și apucă fiul și l trage aproape de bătrână. Băiatul îi spune că bătrânul este maleficul Moș Crăciun, care a venit să răpească toți copiii. Adulții îl cred în cele din urmă pe Pietari și își dau seama că acest demon a fost dezgropat din munte. Bătrânul se pregătește să-l pe copilă. Apoi, bărbații îndreaptă puștile spre răufăcător și deci să lege. Acum bătrânul este nenarmat și grupul îl păzește, ronțând turtă dulce de Crăciun. Dintr-o dată, un radio se aprinde în geaca pe care bătrânul a furat-o de la maestrul Grind de pe munte. Este managerul lui Riley care se interesează. Încă nu știe ce s-a întâmplat în vârful muntelui și crede că muncitorii săi sunt în regulă. Riley îl informează că un elicopter va sosi pe munte jumătate de oră și roagă să-l pregătească pe moșcăciun pentru încărcătură, dar eroii noștri au alte planuri. Ei spun lui Riley că sunt gata să-l aducă pe moșcăciun pe munte și să-l vândă. Prietenii îl îmbracă pe bătrânel în costumul de moșcăciun în care a sosit piparen în această dimineață, apoi îl pun într-o cușcă și îl duc la corvan tunturii. Adulți între timp decid cu cât îl vor vinde pe moșcăciun. Când ajung la munte, bărbații coboară din mașină. Aimă găsește pe jos, uscătorul de păr al soției sale și se întreabă cum a ajuns acolo. Reflecțiile sale sunt întrerupte de un elicopter, din care apare Riley. Aimon nu vorbește bine engleza, așa că Riley nu are nicio idee despre unde au plecat oamenii săi și de ce niște finlandezi ciudați, în cu puști, îi cer 85.000 de dolari. Pentru a clarifica situația, prietenii aduc ușca cu bătrânul îmbrăcat în moșcărciună, Riley se apropie de el și atinge barba cu interes. În timp ce adulții sunt ocupați, pietarii coboară din mașină și se îndreaptă spre marele angară. Bătrânul din cușcă își ridică privirea și se uită direct la Riley. Dintr-o dată, ochii lui încep să strălucească în mod straniu. Riley se strâmbă imediat și le cere finlandezilor să lase armele jos și să zâmbească cât mai mult posibil. Se dovedește că bătrânul din cușcă nu este Moșcăciun, ci unul dintre spiridu săi. Bărbații nu înțeleg mare lucru și continuă să ceară banii. Deodată, luminile de pe munte se sting, iar pilotul elicopterului dispare. Riley spune că Moșcăciunul va căuta acum pe cel mai obraznic. Prietenii se înarmează, când observă că sunt înconjurați din toate părțile de bătrângoi și înfricoșătorii. Spiridușii lui Moș Crăciună. Spiridușii îl rapid pe Riley și se apropie de ceilalți bărbați. Aici Rauna observă că a dispărut. Ei încep să tragă, apoi bărbații fug în hangar și îl găsesc acolo pe băiat. Ei închid ușile și văd imediat ceva terifiant. În mijlocul hangarului, într-un bloc de gheață, se află o creatură uriașă cu coarne. El este Moș Crăciună. Spiridușii au furat sobe de la săteni, apoi le-au dus în stăpânului și le-au prins pentru topi gheața. Lângă gheață se află mai mulți saci, din care se aud voci de copii. Spiridușii au adunat copii pentru stăpânul lor, pentru că acesta să-i poată pedepsi când se va trezi. În același timp, și încep să spargă ușa de afară. Piparien și Raun opresc caloriferele și încearcă să baricadeze intrarea în angară. Pipari în strigă îngrozit că nimeni nu va ieși de aici viu, iar ceilalți intră și în panică. Pietarii singură își păstrează calmul și elaborează un plan de salvare. Examinând angarul, el observă o gaură în acoperiș. Băiatul lui vine o idee și încearcă să strige la toată lumea, dar aceștia nu-l audă. Atunci Pietari trage cu pușca și toată lumea tace brusc, uitându-se la el. Băiatul spune că atâta timp cât copiii sunt aici, el fi nu vor lăsa angarul în pace, dar moșcăciun trebuie să fie distrus. Dinamita, care este depozit în angar poate fi folosită în acest scop. Toată lumea acționează conform planului. Pipare înște cum să piloteze elicopterul, așa că iese cu grijă din angar cu pachete de turtă dulce și le distribuie elfilor. Spiridu și uite imediat de orice altceva și încep să mănânce cu lăcomie. Profitând de confuzia lor, Pipare în aleargă la elicopter, îl ridică de la sol și comunică cu pietarii folosind radioul găsit în angară. Toți copiii din sa sunt puși în plasă de marfă. Printr-o gaură în acoperișul angarului, prietenii leagă plasa de elicopteră. Pietarii sare și el în plasă, pentru că toți copiii trebuie să fie împreună, pentru ca planul să funcționeze. Rauno și Aimo trebuie să rămână în îngar și să-și facă partea lor. E ordonului pipare în să zboare deasupra pădurii și se atragă pe spiriduși. Răufăcătorii simt asta și urmăresc. Următoarea etapă a planului este de a folosi copiii ca momeală pentru a-i conduce pe el la țarcurile goale ale cerbilor și închide. În acest moment, Aimo și Rauno rămân în angar și fac găuri în blocul de gheață. Bărbații introduc dinamită în găuri. După ce și admiră creația, ei decis să-și facă un mic cadou de Crăciună. O drujbă, bărbații tai coarnele monstrului și vor să le acuică suveniruri. Spiridușii sosesc în curând, dar apare o problemă. Porțile incintei sunt închise. Nu mai este timp pentru a schimba planul, așa că pietarii decide să coboare în incintă și să deschide însuși poarta. Dar din cauza plasei suspendate, Piparea nu poate teriza cu elicopterul pentru a lua pe băiat mai târziu. În cușcă, spiritul și-l răni foarte tare. Cu toate acestea, lui Pietari nu-i pasă, el decide să se sacrifice. În același timp, Aimo și Rauno se urcă în mașina lor și pleacă din angarul în care se află Moș Crăciună. După ce ajung la o distanță sigură, rauna apasă pe butonul detonatorului și distruge clădirea de la distanță. Rauno imit, privește explozia și se felicită de Crăciun. Tot în incintă, Pietarii deschide ochii și își dă seama că și nu au nicio intenție de a-l ataca. Pipari în bucuros chicotește, în timp ce privește explozia de pe munte. Apoi spune prin radio lui Pietari că Moș Crăciun a fost distrus, ceea ce înseamnă că spiridușii au rămas fără muncă. Elicopterul zboară spre sat, iar Pietari admiră ninsoarea. În zori, cei trei prieteni adulți și Giuso ajung la țarcuri. Aici îi așteaptă Pietari. A închis spiridușii și a numărat. Sunt 198 de elfi. Băiatul se gândește că îi poate vinde pentru a face profit, dându-i drept Moș Crăciună. Conform calculelor, profitul este de aproximativ 17 milioane. Sărbătorile trec și vine următorul an. Mai sunt 312 zile până la Crăciun. Prietenii adună pe spiridușii umilind ușuri și obligă să se spele. Cu 76 de zile înainte de Crăciun, spiridușii sunt învățați să ridice copiii, să-i mângâie și să le dea cadouri. Grupul participă la instruire. Raunul îmbrățișează pe pietarii și le arată elfilor cum să se poarte cu copilul așa cum trebuie. Este un ritual de trecere pentru Moș Crăciun. Cu 24 de zile înainte de Crăciun, prietenii pun moșii nou făcuți în cutii și se pregătesc să-i vândă în diferite țări. Piparien are acum un avion cargo și se pregătește să decoleze cu moșii la bordă. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!